Intervenția statului în susținerea activităților agricole începe să devină o realitate palpabilă și în România. După programele de promovare a legumiculturii, îl știți, programul Tomate, a urmat cel dedicat ovinelor, iar acum se bate monedă pe intervenția statului în sectorul porcin. Măsura 14 privind bunăstarea animalelor și legea reproducției la suine se află pe agenda autorităților pentru moment ca proiecte în lucru. Special sectorul suin nu beneficiază de subvenții, beneficiază de măsuri de bunăstare. Măsura 14 s-au depus documentele pentru a accesa această măsură de către fermieri. Din punctul nostru de vedere este o măsură foarte bună, un pic complicată, aș spune, și cred că cu ajutorul, mă rog, cu înțelegerea și susținerea Ministerului o să reușim să o simplificăm. Dacă se poate, să o simplificăm din punct de vedere birocratic, din punctul de vedere a anexelor și a documentelor care trebuie prezentate, pentru că măsurile sunt cele care au fost negociate la Bruxelles. Și la momentul ăsta așteptăm legea reproducției, să vedem ce se întâmplă cu acestea, cam cu aceasta. Cam asta este ceea ce primește sectorul suin. Măsura de bunăstare și respectiv măsura 14 se rambursează cheltuielile efectuate pentru bunăstarea animalelor. Iar noi știm că oferim pe piață un porc crescut în condiții foarte bune, fără antibiotice, un porc de calitate. Eu spun ceea ce am spus întotdeauna. Legea reproducției ar ajuta sectorul suin să crească animale în România și nu să le importe. Și este important, pentru că am spus-o și continui să o repet, este important ca și consumatorii să se informeze și să solicite produse din România, sau mai bine zis carne în cazul nostru, din animalele crescute în România, pentru că sunt crescute în condiții pentru care putem garanta, cu materiale, și aici ne referim la produsele, produse finite, sau, mă rog, subproduse, dacă vreți să-l numim așa, grâu, porumb, deci materii prime cu care sunt crescute, materii prime produse în România.